Bună ziua, dragi copii, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție importantă de gramatică. Ce vom învăța în lecția de astăzi? Vom învăța ce este conjuncția, care este diferența dintre conjuncție și prepoziție, vom trece în revistă tipurile de conjuncții și ne vom opri la conjuncțiile coordonatoare. Să trecem la treabă. Ce este conjuncția? Conjuncția este o parte de vorbire neflexibilă care apare atât în propoziție cât și în frază. În propoziție, ea leagă două părți de propoziție de același fel. De exemplu, mama și tata sunt într-o excursie. În acest exemplu, conjuncția și leagă termenii unui subiect multiplu. Un alt exemplu, vrei mere sau portocale? În acesta, conjuncția sau leagă două complemente directe. În frază, conjuncția leagă două propoziții de același fel. Vii sau pleci? Conjuncția sau leagă aici două propoziții principale, dar ea poate lega și propoziții diferite. De exemplu, mama m-a rugat să o ajut la bucătărie. În acest caz, conjuncția să, care este o conjuncție subordonatoare, leagă o propoziție subordonată de regenta ei. Vă rog să rețineți că o conjuncție nu are funcție sintactică în propoziție. V-a trecut prin minte, precum băiețelului din imagine, că și prepoziția este o parte de vorbire neflexibilă care nu are funcții sintactice. Nu trebuie însă să confundăm conjuncția cu prepoziția. Ce este prepoziția? Prepoziția este și ea o parte de vorbire neflexibilă care leagă atribute sau complemente de cuvintele determinate. Printre prepoziții se numără pe, cu, la, dinspre, de la, din, despre și așa mai departe. Iată trei exemple în care putem vedea ce leagă prepozițiile alese. Am o rochie de mătase. Prepoziția simplă de din această propoziție leagă atributul substantiv al prepozițional de cuvântul determinat. Substantivul rochia. În al doilea exemplu, vine de la școală, prepoziția compusă de la leagă circumstanțialul de loc de la școală de cuvântul determinat, verbul vine. În al treilea exemplu, prepoziția compusă despre leagă complementul prepozițional de cuvântul determinat și anume verbul vorbeați. Cum am mai spus, nici prepoziția nu are funcție sintactică. Haideți să recapitulăm împreună care sunt asemănările și deosebirile dintre prepoziții și conjuncții. Printre asemănări trebuie să menționăm faptul că atât conjuncțiile cât și prepozițiile sunt părți de vorbire neflexibile. De asemenea, nici conjuncțiile, nici prepozițiile nu au funcție sintactică în cadrul enunțurilor în care apar. Nu în ultimul rând, ambele părți de vorbire amintite sunt elemente de legătură. Printre deosebiri, trebuie să menționăm faptul că prepozițiile leagă atribute sau complemente de cuvintele determinate, pe când conjuncțiile leagă două părți de propoziție de același fel, două propoziții de același fel sau o propoziție subordonată de regenta ei. Pentru a vedea dacă ați înțeles diferența dintre prepoziții și conjuncții, vă propun un exercițiu foarte ușor. Și anume, să puneți în coșurile corespunzătoare fructele pe care sunt scrise prepoziții, respectiv fructele pe care sunt scrise conjuncții. Puneți pe pauză prezentarea până rezolvați exercițiul. Foarte bine! Ați rezolvat corect în coșul conjuncțiilor. Au apărut cuvintele și, deci, sau, însă, dar, iar în coșul prepozițiilor au apărut cuvintele pe, de la, de și despre. Tipurile de conjuncții din limba română sunt următoarele. În funcție de alcătuirea lor, conjuncțiile
pot fi simple, adică formate dintr-un singur termen, de exemplu și, sau, dar, că, să, sau compuse, formate din unul sau mai mulți termeni, ca să, deoarece, fiindcă, întrucât, sunt exemple de conjuncții compuse. O altă clasificare este în funcție de rolul în frază, conjuncțiile putând fi, în această situație, coordonatoare care leagă două propoziții de același fel, și, sau, dar, însă, nici, deci, fiind conjuncții coordonatoare, și subordonatoare care leagă propoziții subordonate de regenta lor, de exemplu, să, că, fiindcă sau ca să. Conjuncțiile coordonatoare sunt cele care ajută la realizarea raporturilor de coordonare între părți de propoziție de același fel sau între propoziții de același fel. Există 4 tipuri de conjuncții coordonatoare, fiecare tip stabilind raporturi logice între părțile de propoziție sau propozițiile pe care le leagă. Unele exprimă un raport de echivalență, altele un raport de opoziție, altele excluderea și altele urmarea. Prima categorie a conjuncțiilor coordonatoare este cea a conjuncțiilor coordonatoare copulative, iar acestea exprimă echivalența sau asocierea. Conjuncțiile coordonatoare copulative fiind și nici. De exemplu, în propoziție și leagă două nume predicative, Marta este inteligentă și harnică, sau termenii unui nume predicativ multiplu, iar în frază, în fraza citată, conjuncția coordonatoare copulativă și leagă două propoziții de același fel, adică principal. A doua categorie de conjuncții coordonatoare este cea a conjuncțiilor coordonatoare adversative, care exprimă opoziția, acestea fiind următoarele: dar, iar, însă, ci sau ori. Să citim niște exemple în care acestea apar. Eu sunt vesel, dar tu ești trist. Nu școala, ci vremea de afară m-a întristat. Observăm că aceste conjuncții sunt adversative. A treia categorie de conjuncții coordonatoare este cea a conjuncțiilor coordonatoare disjunctive, acestea exprimând excluderea sau alternanța. Conjuncțiile coordonatoare adversative sunt fie, sau, ori sau ba. Să privim imaginile și să citim exemplele. Să merg la munte sau să merg la mare. Vreau drumeții ori bălăceală. Ultima categorie de conjuncții coordonatoare este cea a conjuncțiilor coordonatoare concluzive, care, așa cum o spune și numele lor, exprimă concluzia. Ele sunt următoarele, deci, așadar, care va să zică, va să zică. Să citim exemplele. Prietena mea este pasionată de lectură, deci, creativă. Îmi place lectura, așadar, citesc zilnic cel puțin 20 de pagini. Pentru a exersa tipurile de conjuncții coordonatoare, vă propun un exercițiu simplu, care cere să subliniați intrusul din fiecare serie. Puneți pe pauză prezentarea până rezolvați exercițiul. Bravo! Ați rezolvat corect. Intrusul din prima serie este conjuncția coordonatoare disjunctivă sau intrusul din a doua serie este conjuncția subordonatoare simplă să, intrusul din a treia serie este conjuncția coordonatoare concluzivă așadar, iar intrusul din ultima serie este prepoziția la. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la alte lecții interesante și utile. La revedere!